de hotărâri privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natură, activele datoriilor și capturilor proprii aflate patrimoniul comunei sunt de pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. Punctul 3, proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Săndulina, suprafaței de 1335 de metri pătrați, teren aflat în interior bilanul satului Săndulen, comuna Săndulen, județul Bacău, inițiatorul primarul comunei. Punctul 4, proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a conținutului raportului de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat de la unitatea administrativ teritorial Săndulen, județul Bacău, inițiatorul primarul comunei. Punctul 5, proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local în Săndulen, precum și a diferitelor evenimente culturale și sociale desfășurate pe raza comunei, inițiator primarul comunei. Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru multifuncțional de capacitate mare cu 3 axe cu tracțiune integrală 6-6, marca MAR, inițiator primarul comunei. Punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării de la bugetul local a unor sume alocate culturale, inițiatorul primarul comunei. Punctul 8, divers. Supunea la vot ordinea de zi. 100%. Înțeleg, trebuia procesul verbal. Vă rog, mă și cer procesul verbal de ședința trecută. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Punctul numărul 1, articolul 1 din ordinea de zi de astăzi este proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2019. Inițiator primarul comunei. Am venit în fața dumneavoastră cu o propunere de buget. După mine, cred că acoperă în mare majoritate cerințele la nivelul comunei, zic că ar fi trebuit și în alte plus bani, au urcați bani. Deci, acest buget s-a construit pe bază de necesități. Necesități pe bază de obligații contractuale, adică avem niște contracte pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit, și obligații cum spun registrații. De asemenea, s-a ținut cont că primăria Săndulen trebuie să vină cu o subvenționare a investițiilor pe planul național de dezvoltare locală, respectiv alimentarea cu apă, construire grădiniță și rețea de canalizare, sume care trebuie acoperite din bugetul local, având în vedere că capitolul 2.1 utilități nu sunt asigurate de la bugetul de stat și sunt asigurate de la bugetul local. Pe care neapărat alocat sume pentru acoperirea acelor cheltuieli. Să începem. Bugetul local al comunei Săndureni este de 13.607.000. Dacă vreți, puteți să vă notați, 13.607. Veniturile sunt de 12.796.000 de lei. Avem un deficit de 811.000 de lei, reprezentând 8.011.000 de lei. Acest deficit este acoperat din excedența anilor precedenți. Din acest buget de 13.607.000, 7 milioane de lei sunt sume care vor veni pe Planul Național de Dezvoltare Locală, respectiv 3 milioane pentru canalizare, 2 milioane pentru apă și 2 milioane pentru grădiniță. O să mă întrebați cu siguranță de ce am pus doar 3 milioane și n-am pus toată suma finanțată de la stat, 8.500.000, spre exemplu, pentru rețea canalizare. Nu am incurs toate sumele, având în vedere că noi nu am cheltuit niciun ban, iar în momentul când se vor factura lucrări, vom face iar o fiscală de buget pe sumele necesare. Adică, din punctul meu de vedere, cred că aceste sume, să zicem, la rețeaua de canalizare, sunt disponibile 3 milioane. La rețeaua de apă, nu știu dacă sunt disponibile, adică vor mai fi o rectificare de buget, dar se vor acoperi. Deci, în concluzie, bugetul comunei Săndulen este de 13.607.000, din care 7 milioane de lei sunt din bani Planul Național de Dezvoltare Locală. Modul de împărțire a sumelor. În primul rând, o să începem cu școala. Pe cheltuielile materiale, statul a acordat pe standarde de cost pe elev 205.000 de lei, respectiv 2 miliarde, care vin de la stat, da? Iar cu Consiliul Local pe finanțări complementare a acordat 85.000 de lei pentru cheltuieli materiale pentru școală, respectiv 20.000 pentru transport.
Acei 85.000 de lei au fost repartizate astfel. Pentru canalizare, taxa pentru salubrizare, 20.000 de lei. Încălzire, grupul sanitar de la Sândurea, 20.000 de lei. Reparații curente, 10.000 de lei. 10.000 de lei pentru videoproiectoare, deplasări interne 2.000 de lei, protecția muncii 2.000 de lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, respectiv reevaluarea activelor fixe care se face odată la 3 ani, 5.000 de lei și a mai fost alocat 5.000 de lei pentru achiziție tablă, gard între biserica care se construiește acum de biserica catolică, stufă și unitatea școlară, având în vedere că părintele este foarte mulțumit că vigul copiii se uită în curtea Dumnezeu și s-a alocat 5.000 de lei. Deci, concluzie, pentru unitatea școlară au fost alocați 310.000 de lei, dintre care 205.000 reprezentând sume provenind din strada de cost pe RRF, iar restul, 85 cheltuieli materiale cu 20.000, respectiv 110.000, transport pe școală. Aici, dacă aveți ceva discuții pe școală. Trecem la bugetul local. Bugetul local, cheltuieli de personal. Trecem pe cheltuieli de personal. Pe cheltuieli de personal avem aparatul administrativ, cultură, ordine publică, asistență, indemnizații și drumuri. Deci împărțit pe fiecare subcapitol. Administrația publică, necesară pentru plata salariilor, este de plus tichetele de vacanță, că s-au acordat tichete de vacanță, 1.132.800, respectiv 11.328.000 de lei. 11.328.000 de lei. Pentru bibliotecă, pentru cultură, 24.600. Pentru ordine publică, respectiv polițiști și local, s-au alocat 99.500, aproximativ 1 miliard. Pentru asistență personală, după cum ați văzut, sumele au fost alocate de stat, dar asistență personală, respectiv indemnizațiile pentru persoanele care au certificate de handicap, se vor plăti din bugetul local. Astfel, asistenții sociali, 595.500.000, aproximativ 6 miliarde salarii asistenților sociale. Iar indemnizațiile, 221.500.000, respectiv 2.215.000. Spun și în rei și în... Iar pe drumul, respectiv Sorin Nunu, 48.000 de lei. Deci cheltuieli de personal cumulate este de, sunt de 1.868.600, aproximativ 19 miliarde. Cheltuielile de personal din total de 6.300.000. Deci din total de 6.300.000, 1.900.000 reprezintă salariile. Deci trecem pe buget. Am două variante să vi prezint, cu investițiile prima dată și sau pe administrație, pe primărie sau pe alte subcapitole. O să vi prezint, să vedem. Pe primărie o să vin prezint. Reparații drumului, capitolul 84, au fost alocați 60.000 de lei. Dintre care din acești 60.000 de lei, respectiv 600.000 de lei, se vor cumpăra 10-12 tuburi pentru traversări, unde sunt probleme, restul se va cumpăra piatră 16-24. Pentru drumuri din Comuna Sândureni, respectiv stuful, Orășa Avram, Verșești mai puțin pentru că se lucrează la drumul la Verșești. Monumentul istoric. Monumentul istoric de la Sândureni, valoarea scoasă la licitație a fost de aproximativ 1.400.000. S-a venit la licitație, a participat două firme la licitație, o firmă de la noi din Onești și o firmă de la Tecuci. Dintr-un 1.400.000, licitația a fost câștigată de o firmă din Tecuci, care a venit cu 125.000 de lei, deci cu 150.000 de lei mai puțin față de valoarea proiectată. Au fost alocați pentru monument istoric, pentru că vor fi unele modificări, s-au alocat 174.000 de lei. Din aceste cheltuieli, 174 reprezintă cheltuieli de execuție, asistență proiectant și asistență diriginte de șantier.
sume alocate în plus, respectiv de 50.000 de lei, nu pot fi făcute decât pe bază de dispoziții de șantier, pe listă de cantități, de trag de execuție, semnate de acum unui necesită, semnate și verificate de verificat acolo. Deci, în concluzie, nu pot fi plătite sume decât pe bază de dispoziții de șantier. Aici vreau să precizez de ce s-au alocat aceste sume. De exemplu, în jurul monumentului se vor pune pavere, iar conform proiectului inițial, sunt pavere normale de 4-5 cm, dar în momentul când un tir vine de la Bacău și face curba, s-ar putea să treacă pe acele pavere și vor intra în pământ. L-am rugat pe domnul proiectant să-mi schimbe soluția, să-mi pună 25 de cm balastru compactat, 20 cm beton cu proasă de Buzău, plus pavere carosabile de 8 cm. Eu spuneam de 6, dumnealui a spus de 8, astfel încât rezistența să fie mult mai mare, exact. Pe urmă, în momentul când s-a deplomatat, s-a constatat că înălțimea a scăzut și s-a ridicat cu 20 cm mai sus nivelul. Adică sunt cheltuieli pe diverse și neprevăzute, care nu pot fi făcute decât, dar nu cred că se vor cheltui toate sumele. Monumentul istoric. Alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă, pentru asistența tehnică, reprezentând asistența din partea proiectantului, pe timpul derulării investiției, vedeți că investiția alimentară cu apă chiar merge foarte bine, lucrări de execuție, vedeți, au adus foarte multe materiale și cu siguranță până în toamnă pe satul Sănduren se va da drumul. Asistența tehnică pentru proiectant este de 40.000 de lei, respectiv 400 de milioane, iar alimentarea cu energie electrică, care sunt nu sunt finanțate de stat, 1.500.000, 150.000, ce înseamnă alimentarea cu energie electrică? De pe zona Pârâu Ursului, după Beliră, până sus la rezervor, nu avem curent electric. Și trebuie montat stâlpi de curent electric care fac... Branșamentul avem în capăt aici, la Beliră, este branșament, dar de la branșament până pe deal, e un kilometru, 1.200.000, trebuie pus stâlpi. Deci, poate lega din la... Subteranul merge și subteran. Avem două variante, ori subteran, ori aerian. Din discuțiile avute cu diferiți specialiști, a fost și aici și domnul profesor Fătet, mi-a precizat că e mai bine aerian, pentru că se vor pune lumină pe zona aia, becul iluminat și în momentul când e subteran, mi-a precizat că trebuie tăiat firul și ridicat pe tronsoane și mi-a spus că cheltuielile sunt mult mai mari, mai benefic sunt pe stâlpi. Știi, bine. Este iluminat. Valoarea este de 1.500.000. Iar... Trebuie iluminat. Iluminatul public, nu o să prezint sumele, cu total sumă este de 221.000 de lei, din care prezint mentenanța și toate cheltuielile, dar vorbesc doar de 100.000 pe ceea ce vă interesează pe dumneavoastră, achiziție rămpi pentru drumurile publice din Comuna Sănduren. Deci 100.000, adică 1.000.000 rămpi. Rețea de canalizare. Și aici s-a alocat sume, 41.000 de lei reprezentând consultanță plus consultanță și expertiză. Asistență tehnică din partea proiectantului, asistență tehnică din partea dirigentului de șantier, dar în același timp au mai fost alocați și 1.500.000, ce reprezintă acest 1.500.000. În momentul când vom tăia asfaltul spre câmpul Tisei, să facem în același timp acordare la cetățeni din 4-4 case. Adică dumneavoastră să-mi fac imediat din 1.500.000 să mă pot să mă acordez să fac la 4 case. În momentul când îmi taie asfaltul, nu știu dacă este de ajuns, dar, să zicem, într-o primă parte, 1.500.000 este ok. De ce spun asta? Aceste lucrări vor fi făcute pe bază de dispoziții de șantier. Noi vom renunța la un tronson, se renunță la un tronson la canalizare, am vorbit și cu proiectantul. Deci, în momentul când s-a făcut rețeaua de canalizare, pe fonduri europene, suma eligibilă era decât 1.000.000 de euro, adică 45.000.000. Noi am început să ne întindem, și pe o parte și în alta, și valoarea proiectului a ajuns la 85.000.000. Acum este 99.000.000, având în vedere intrarea în vigoare a legii 114. Vom renunța la un tronson, iar pe valoarea rămasă de pe renunțarea celui tronson pot fi cheltuiți bani pe zona
centru până la Biserica Ortodoxă și în partea stângă spre Distensar. Zona care se va renunța, având în vedere pentru că diferența de nivel este de 8 metri, 9 metri, este de la Biserica Adventistă până sus pe drumul național, până la Vasile Heidesh încolo. Deci s-a ținut cont pe drumul național și pe zona aia se renunță deoarece la PECO ne mai termin cu o stație de pompare care costă 200-300.000 de euro. Deci sumele nu ai unde să apropie această stație de pompare și atunci renunți la stație de pompare, renunți pe zona aia și duci pe alte zone. Pentru că întotdeauna a fost întrebări pe această alimentare cu apă, vreau să spun, proiectantul, el a ales traseele, eu am ales doar traseul drumul județean, valoarea era de 1 milion de euro, iar eu am dus acea valoare la 85 de miliarde, neștiind că o să fie depusă pe Planul Național de Dezvoltare Locală, dar în speranța că noi din bugetul local o să vin cu subvenționarea de... Deci, rețea canalizare, am găsit un constructor bun, mâine depunem, am depus pentru autorizație, ne-a ieșit extrasele de carte funcțională, na, până în toamnă el a zis că... Acum nu știu ce să spun. Punte Tinsa. Punte Tinsa. Este o punte care, sincer să fiu și mie, mi-a fost teamă. S-au aruncat pentru Puntea Tinsa, capitolul 84, proiectare, expertiză tehnică, în vederea obținerea autorizației de construcție, 55.000 de lei, 550 de milioane. Nu știu câți bani se vor cheltui, nu știu, spre exemplu, am reușit să facem expertiza tehnică. Expertiza tehnică ne-a costat chiar foarte puțin, foarte puțin, 3.000 de lei. Expertizii tehnice pe drumuri, 8.000, 9.000, 10.000, iar domnul profesor Petrică Popa de la Piatra Neamț, i-a solicitat 3.000 de lei. Expertiză tehnică pe punte. Acum trebuie să găsim un proiectant de reactualizare a lucrării rămase de executat în vederea obținerei. Acum o să verificăm dacă ne trebuie să schimbăm certificatul de urbanism, dar cu siguranță el nu mai este în vigoare, iar pe baza noului certificat de urbanism se va obține autorizație de la acea investiție. Deci, s-au acordat 55.000 de lei pentru punte de la Tisa. Deci, în vederea obținerei, acum nu știu cât o fi costând proiectul. Căminul cultural de la Sândoien este o problemă foarte mare. Chiar înainte de ședință am vorbit cu Neonică și am ținut întotdeauna cont de ideile lui Neonică și numai de ideile constructive. E un cămin care stă și ar trebui pus în valoare. 30.000, aici fiți foarte atenți la acest cămin, 30.000 mijloace fixe, 20.000 obiecte de inventar, 50.000 scenariul la incendiu. Sume foarte mult s-au dus pentru cămin, pentru că până în acest moment, vreau să vă spun că nimeni, niciun expert tehnic, niciun scenariu de foc, niciun, nu vrea să-mi facă. Deci nimeni nu vrea să-mi întocmească scenariul de foc pentru căminul de la Sândoien, niciun expert nu vrea să-mi facă expertiză pentru căminul de la Sândoien. Eu, din punctul meu de vedere, este un cămin extraordinar de bun, frumos, dar normativele s-au schimbat și ei... Problema care necesită că nu avem alimentare cu apă pe comuna Sândoien. Dacă am fi avut hidranți, era cu totul altceva. Deci, 50.000 pentru obiecte fixe, obiecte de invitat și mijloace fixe, 50.000 pentru scenariul la incendiu, nu poți obține autorizația la incendiu dacă nu ai scenariul la foc, plus 1.230.000.000, deci 123.000 de lei, pentru lucrări în vederea obținerea autorizației la incendiu. Adică, pe baza scenariului de incendiu, scenaristul la incendiu, verificatorul de proiect, vine cu o soluție și ne spune, de exemplu, una din soluții ar fi să schimbăm toate geamurile. Pe zona, da, sunt geamuri ante foc, să schimb toate geamurile. Este simplu de spus să schimbăm toate, dar e o soluție pe care nu o agrez din anumite puncte de vedere. Adică va trebui să fie o soluție agreată și de unitate, adică și de dumneavoastră, astfel încât anumite cheltuieli să nu fie dublate. Și trebuie ținut foarte bine cont că aceste cheltuieli să nu fie dublate. O să mă întorc chiar după ce am luat legătura cu foarte mulți scenariști de foc, o să mă reîntorc la doamna Ghera. Nu am ce face. Dintre toate soluțiile date până acum, au venit și de la Piatra Neamț, doamna Ghera mi-a dat totuși, cred că cea mai bună soluție. Cred că cea mai bună soluție, dar soluția doamnei Ghera se bazează pe o expertiză tehnică. Iar expertiza tehnică, am adus de la un expert, nu vrea să-mi progresă expertiza tehnică.
Deci am semnat și căminul cu Dragoș Sandurean. Templu, dat și obiceiul, 45.000 de lei, capitolul 67. Biserici, au fost alocate 1.600.000, sume foarte mari pentru biserici. Anul acesta, foarte multe pentru biserici, da, foarte sume mari, 1.600.000. Cum am văzut eu această împărțire către biserici? În funcție de necesități, în funcție de autorizații de construcție valabile, dar în același timp și pentru lucrări de reparație necesare a celor biserici. Unu, prioritar în acest moment a fost Biserica Romano-Catolică Stufă, în vedere că de 20 de ani, 20 și ceva de ani, biserica nu este sfințită. La Coma, biserica Coma, biserica de la Coma, îmi cer scuze, biserica de la Coma nu este sfințită. S-au alocat 1.600.000, 160.000 de lei pentru culte. Cum am văzut eu modul de împărțire? 70.000 pentru biserica de la Coma, având în vedere că sfințirea este pe data de 19 august. Nu știu dacă ajung la cei 70.000 de lei, acum și părintele a executat foarte multe lucrări, nici nu știu dacă o să-i ajungă 70.000 de lei. Cum am văzut acei 70.000 de lei? Pentru Biserica Ortodoxă de la Verșești, autorizația de construcție pentru Biserica Sfântul Gheorghe și Sfântul Ștefan cel Mare, Sfânt și Voievod, se expiră pe data de 19 iunie, în iunie. Deci nu mai pot fi alocați bani pentru Biserica de la Verșești dacă se expiră autorizația. 25.000 de lei pentru Biserica de la Verșești, ce înseamnă 25.000 de lei? Nea Vasile, scările din față. Nu scările de la Diaconicon. Scările din față. Dacă nu ai o să-i facă. Nu vorbim, se pot face. Am fost acolo și am măsurat și pot fi făcute. Adică, vorbim două noțiuni diferite. Am fost acolo și se pot face. O scară este de 14 cm. Aici v-a zis gata celălalt pe care l-am început. Aia din față mai greu de făcut. Și rampă, ce... Nevastire, nu putem să punem decât pe valul și sunt incluse în proiect. Deci... Ea nu părinte de când am terminat acolo să facem scările. Lasă. Noi avem o culte de conturi, dar părinte înțelege că e mai atestesc. Acolo. Da, deci dacă construim, doar nu construim pe pământul lui. Oricum trebuie construit, indiferent de situație. El trebuie construit. Când ne mai trebuie un mediu, când nu mai trebuie un mediu, când ne înțelegem, când nu ne înțelegem, scările astea, dacă eu am fost și măsură așa... Rămâne un metru jumătate, că am fost 1,20 m, am fost așa măsurat. Este înălțime de 14, rămâne. Scările se pot construi. Deci marmura plus ce mai rămân, bani, ciment în jurul bisericii pentru... Arei. Ce mai solicită părintele? Da. Aceste două biserici necesități în primul trimestru al doilea. Alte sume. Biserica de la Buzurești, părintele vrea izolare, adevărul vrea, este foarte frig la Buzurești. E o comunitate mică și acum nu puteți să spuneți că o fac din punct de vedere electoral la Buzurești. Nu o fac eu. Întotdeauna la Buzurești e o mână de oameni și e frig. 115.000 de lei pentru biserica de la Buzurești. Este foarte fix. Pentru biserică, biserică, izolată de la casa biserică de la Buzurești, 15.000 de lei. Pentru biserica ortodoxă de la Sandureni, pentru cimentul din față, 20.000 de lei. Dacă mai necesită, aici la Sandureni, dacă necesită sume mult mai mult de 20.000 de lei, vor fi alocați. De ceea ce pot spune pentru Biserica Ortodoxă de la Sandureni, dacă dacă ea va costa 30.000 acelui lucrări, vom veni în ședință cu alocarea suplimentară, astfel încât lucrarea să se termine în zona respectivă, să fie... Da? Și Biserica de la Sandureni, Catolică de la Sandureni, doar 20.000 de lei. După cum vedeți, sumele au fost aproximativ egale pentru toate biserice. 20, 25, 15.000. Buzurești ala mai puțin 15.000 de lei, pentru că părintele ar fi solicitat 20.000 de lei. Doar biserica de la Coma 70.000 de lei și vreau să vă rog să înțelegeți că nu este sfințit. Adică nu este sfințit. Alte... Da.
drumul de la Berșești, drumul de la Berșești, drumul de la Berșești. Am depus puntea de la Matei și pe Compania Națională de Investiții, au fost discuții foarte mari. Au fost discuții foarte mari pe seama punții de la Matei, știi, pe drumul de... discuții foarte mari pe CNI. Am fost cu domnul Cocean Dumilu și am depus pe Compania Națională de Investiții câte proiecte de amigă. Două proiecte. Două proiecte. Am depus puntea de la Mateiești și podurile și anumite ziduri de la Berșești. Nicoleta poate să confirme, mi-a fost foarte greu la ce să renunț. Adică valorile erau cam aproximativ egale. Puntea de la Mateiești 20 de miliarde, drumul de la Berșești, zidurile 18 miliarde. Trebuia să renunț la ceva. Lucrările prioritare pe compania de investiții sunt obiectivele în regim de urgență. Prioritar ar fi fost drumul de la Berșești, pentru că subvenționarea CNI sunt pe lucrările în regim de urgență. Acum am analizat, mi s-a părut corect să merg pe, nu știu cât e de bine, dacă vom câștiga sau nu vom câștiga. Am mers pe alte obiective și am introdus puntea. Deci din două trebuia să merg pe una. Și am renunțat la drumul de la Berșel și am pus puntea de la Matești. Adică mi s-a pus corect, ne-am irătos cu mine, din două trebuia să rămână unul. Și a rămas puntea de la Matești. Dar, ca și subvenție, ca și finanțare, era mult mai sigur pe drumul de la Berșel. Pentru că erau lucrări în regim de urgență. Pe când acolo sunt pe alte obiective. Să vedem. Am fost la domnul director Stănică și el mi-a spus, domnule, uitați-vă, și pe alte obiective au primit finanțare. Și mi-a spus cine a primit finanțare. Acum. Am greșit, nu am greșit, vom vedea în viitor. Iată drumul la Berșești, sumele alocate pentru drumul la Berșești, 11 miliarde. Acesta este bugetul. Întrebări referitoare pe buget. La grădiniță nu am prezentat, construire grădiniță. La construire grădiniță s-au alocat 50.000 de lei. Asta reprezintă asistență tehnică, dirigintă de șantier, plus proiect pentru un teren de fotbal. Vom face un teren de fotbal lung de 42 de metri conform standardelor, cam zona respectivă, 42 pe 21 este stasul unui teren de fotbal, de handbal, de mini-fotbal. Ceea ce vedeți dumneavoastră, terenul micuțe cu mișoara de la Bercești, se încadrează în anumite standarde de mini-fotbal. Asta reprezint 25 pe 17 minimum, al nostru are 31 pe 17, deci se încadrează când puteam să mi-l verifice verificatorul de proiect, dar nu este stasul unui teren fotbal, este un mini-fotbal. Mini-fotbal care se încadrează în anumite stasuri. Întrebări. Eu așa am întrebat. Da. De fapt, mai multe întrebări într-o întrebare. A spus că bugetul este construit pe baza necesităților. Da. Observ că sunt necesități mari, necesități majore. Dar la necesități mai mici, așa, mai minore, cum ar fi repararea cartelor de pod la Berșești, am observat că deja au început să apară niște crăpături destul de mari acolo și este și foarte incomod când trecem și e posibil să apară defecțiuni mai mari pe parcurs pentru că apa intră, mai ales iarna când îngheață și apar stricăciuni pe viitor. De asemenea, mă gândeam și am mai propus și mai multe. Poate găsiți o posibilitate să amenajați puțin și sala asta. Mă refer la dotare, mese, scaune și să o echipe acolo pe pereți, un steag al Uniunii, un steag al țării noastre. Și mă gândeam, iar poate găsim o posibilitate acum, dacă o putem lega și din monument, pentru că e din aceeași zonă. Este marketul care aici la Mariana, sau cum îi cheamă, la Mihaela, au apărut, zic eu după mine, niște dificultăți în circulație. Trebuie alea ca amenajat și marcat cumva
altfel marcat intersecția după noile situații care sunt acum. Ca să nu mai vorbim că este necesar și o trecere peste râul ăla acolo, am observat de multe ori, am observat oameni, cetățeni trecând pe jos, pe marginea șoselei, iar tirul când vine cu viteză mare, îl învârte pe om pe rusul ei. Și au mai avut loc accidente acolo și este posibil să mai apară și alte accidente acolo. Și ar fi bine totuși să luăm măsuri din timp ca să evităm aceste situații. Cam asta în legătură cu bugetul. În rest, într-adevăr, sunt proiecte ambițioase, mari, care reteste și muncă, dar la urmă o să fie și satisfacție de realizare. Mulțumesc, Veronica, mulțumesc. Aici am uitat ceva să vă prezint la buget, să vă spun, Veronica. A mai fost trimis ceva în buget, 50.000 de lei, nu știu dacă o să ne ajungă. În spatele poliției, un pălcureț pentru copii, 50.000, 500 de milioane. În spatele poliției, un pălcureț pentru copii, dar chiar și pentru oameni mari. Am văzut la Consiliul Județean un pălcureț cu plănci pe margine și cu pavere mică. Cam de gând ca pe toată zona aia de 200 de metri pătrați să fie puse pavere, iar pe margine, băncuțe, une, poate să... Dar nu, omul ăsta ajungă 50.000 de lei. Pentru copii să... e voie, dar voie să construim cu pavele de beton sau trebuie din alea pentru parcuri de cauciuc, să știu? Asta nu știu, trebuie, dar am văzut în vedere lucrul ăsta. Dar am văzut la Bacău că sunt pavele normale, am văzut. La Adi, dar intră ca părculețe, nu ca loc de joacă. E ca pălcureț, da. La locul de joacă. Da, nu e loc de joacă, e un pălcureț. Acum, repararea capelelor pod, o să văd dacă mai este în garanție podul de la, drumul de la Verșești. Dacă nu mai este în garanție, dar eu cred că e în garanție. Dacă este în garanție, o să solicit pentru adresă drumul DPD Gheorghen, iar dacă nu este în garanție, o să cumpăr câțiva saci de ciment și o să repară capele de pod. Cai de frate s-au mâncat și ele s-au mâncat de la început. Nu au fost da. S-au mâncat de la început, eu știu asta. S-au mâncat de la început. Da, s-au mâncat de la început. Adică sunt lucruri pe care trebuie să... Hai, sunt lucruri pe care trebuie să le recunoaște. S-au mâncat de la început. E răzuit acolo. Răzuit, dar până la fericire. Ar mai trebui ținut cont de găurile mici, găurile care mai apar în asfalt. Înveșești, nu apă. Nu înveșești. Pe Coman știu eu asfaltul mai vechi, acum Tisa nu e o problemă că se sparge iar canalizarea. Dar știu eu cum e în Coman, e asfalt din ăsta la rece. Nu poți să faci nimic nici în Coman pentru câte introduce conductele de apă. Să vedem cum introducem și conductele de apă. Ori mergem pe mijloc, dar ca să nu mai spargă asfaltul ăla, vor merge și pe parte și pe apă. Astfel încât să evităm spargerea de beton. Nu e greu cu spargerea de beton, pentru că căbiucul compactat va fi foarte grea. O să vezi pe zona asta la Tisa cât de greu va fi compactarea. Compactarea cea mai bună este cea naturală. Iar compactarea naturală va dura... dificultăți în circulație în centru este adevărat, dar este foarte greu cu drumul național, modificările pe circulație și noi am transmis acum adresă către toate modificările astea pe drumul național, eu și Mata știi, nu pot fi făcute decât cu acordul poliției. Corect. Deci toate modificările, modificări de circulație, deci eu o să-mi explici nemică, că nu mă pricep atât de bine, pun și fac o adresă către, o să mi se dea un acord, dar în același timp și câte CNADR, către drumul și podul Iași, drumului, cum se cheamă, DRDP Iași. Adică, toate modificările în circulație nu pot fi făcute decât cu acordul poliției și cu aprobarea lor. Asta vreau să ajungă și la nivelul ăla. Da. De ce vă spun treaba asta? Acolo la Coman, până la urmă, s-a făcut refugiu ăla cum s-a făcut, dar eu am fost la drumul național și am vorbit cu inginerul. Eu am vrut ca să fii mutat tu cu tabă, adică la localitate. Și au zis așa, nici cu ordinul procuratorului ăla nu se poate schimba. Deci numai cu ordinul ministrului se poate schimba. Dar mi-a dat altă sugestie.
că indicatorul ăla de localitate de orientare care indică Comand, pot să-l duc cu 20 de metri mai sus și până acolo pot să fac varianta. Dar cum ăla putem să-l facem? Ca pământul ce rezultă din escavare să-l luăm de acolo și în locul ăla să punem balast. Acum este pământ, ne înjură toți acolo care rugă să muietă pământul ăla și nu poate intra mașină. Asta o să vorbim pe viitor. Deci a venit, problema este, noi am cumpărat niște semafoare. Țineți minte că am apărat niște semafoare, da. Nici acum nu le-am montat. Deci a venit domnul Derico Palestea, domnul Cristianță și a spus, domn primar, nu pune-l aici, uite, în vechele, dar nu-ți dau hântie la mână. Și zic, cum să nu dați hântie, că dumneavoastră sunteți administratul domnului. Și îmi spune, eu am proces pe 5 milioane de euro. Și nu a intrat în amănunt. Adică, eu nu pot să montez fără acordul poliției, ei nu-mi dă aviz. Dar îmi spune, du-te și montează. Iar referitorul de la acestui mata este un indicator pe care îl au, cum a spus, pe autofotoplan și știe și zona și n-ai voie să-l spui. Și îi spun, dă-l modific eu, o duci de răspunderea mata, dacă îți face cineva dosar penal. Nu, îți face dosar penal pentru treaba asta. Și de la acesta la Gheorghe Bajan și o modifică. Nu se modifică circulația, ci vorba doar de marcaje. Doar aici așa practic că marcajul pe stradă. Ar trebui, practic ar trebui să începem cu începutul. Prima dată atenționați cei care răspund într-adevăr de zona asta, de situațiile astea, Inspectoratul General al Județului de Poliție, drumurile naționale, printr-o adresă și i-a explicat care e situația și cum se întâmplă, de fapt, practic, zi cu zi, aici. Eu sunt sigur că dacă vine cineva și stă într-un zi acolo de dimineață până seara, o să observe destul de cazuri care devin periculoase. Am uitat și să vă mai prezint ceva, uitați că din emoții, lista de investiții, dacă ați verificat, a mai incurs încă 50.000 de lei. Asta e o sumă foarte mică. Proiectare, alimentare natural cu gaze naturale. A fost inclus și aceste sume. Nu am citit atât de bine registrația, nu cunosc atât de bine registrația. Știu că, de exemplu, Livezul, vedeți că s-au introdus în câteva conducte, dar pe o distanță foarte mică, ceea ce reprezintă 10%. Concesionarul lucrărilor, spre exemplu, dacă tu introduci pe zona respectivă, ai gaze. 10%, cel puțin așa era pe registrația veche, 10% trebuia să ți fac gratis cel care ține concesional, respectiv Delgazul. Și Delgazul și-a făcut acei 10%, dar finanțarea prestului nu există. Ați înțeles? Deci Delgazul a câștigat licitația organizată de Ministerul Energiei, Delgazul și-a făcut acei 10%, dar pe diferență nu există finanțare. Acum, nu știu cum este registrația, dar după care, cum ați auzit și dumneavoastră, toți gaze, gaze, gaze. Problema cu gaze a fost mai mică și pe primul moment. Când toți credeau că se bag gaze. Nu știu cum va funcționa. Deci, dar dacă avem magistrale care trece pe raza frumoasă, nu? Da, dar ei ce spun? Ei trebuie să amortizeze neaioși cheltuielile. De exemplu, eu vin pe, cum este cu Delgaz? Eu vin pe Comuna Sânduren, da, pe satul Sânduren. S-au făcut ADI-uri, Asociații de Dezvoltare de Comunitate, și s-au făcut 5-6 șerpiuri, da? Ei, el vine cu o investiție, să zicem, de 1 miliard de euro. Ei, Delgaz, nu mai neapărat de gaz, sunt vreo 5 firme, pe Oltenia, iar cineva, dar vreau să spun pe zona noastră. Eu trebuie să amortizez cheltuieli într-o perioadă de 5 ani. Eu vin cu acei 10%, da? Dar eu trebuie să-mi amortizez cheltuieli. Dacă eu pe zona Sânduren, să zicem, îmi amortizez cheltuielile, dar dacă mă duc la Scufund, pe o distanță atât de mare, nu mai amortizez cheltuielile, pe distanța din Sânduren la Scufund, e toată comuna. Adică pe zona asta. Amortizarea poate fi făcută pe zona asta. Da. Dar nu poți să te duci. Poftim? A intrat cu asociații cu Livezul, de la workshop pe zona aia. Adică să te duci cu conducta de aici, nu poți. Nu, nu poți. Să te duci cu conducta de gaze la Buzurești. Costă foarte mult, 100 de milioane de euro, eu știu cât costă, 10 milioane de euro. Când își amortizează el cheltuielile? Nu își amortizează, doar pe zona Sânduenului. Trebuia să amortizeze cât mai repede, cât mai repede. Asta e un răspuns oficial al tău sau doar zona? Nu este oficial, dar probabil cine îți investește ție acum cu 10 milioane. Trebuie să facem o adresă către ei.
Am înțeles că anul trecut a apărut o lege care i-ar obliga oarecum, au și scăpări în lege? De a scăpa, dar totuși să facem o adresă către ei să vedem ce răspuns primim. Păi dacă nu vin la licitație concesională, deci aia zice problema, tu scoți la licitație, sunt 5 firme mari în România de gaz, da? El trebuie să fie un concesional, că o fi de gaz, cu foi Enelul, că o fi mai, sunt 5 firme, el nu vine. Și atunci el vine în zona unde își acoperă cheltuielile. Dom'le, unul mi-a acoperă cheltuielile. Da, un exemplu, da? Bă, proiectul de la Sănuie, pe zona aici, vin cu cheltuielile. Dar pe zona Livezului, unii s-a întins, pe Băneasa, pe Păjoaia, peste tot. Nu mai vine nimeni. Că nu ai cum. Deci lucrările astea s-au început, 10%, acum dacă vor veni cu finanțare din partea Ministerului Energiei. Dar nici eu nu cunosc atât de bine și nu niciun amănunte, că nu știu atât de bine. Deci s-au incurs 50.000, dar e o sumă foarte mică pentru proiectare gaz, e o sumă foarte mică. Da. Alte întrebări. Încă ceva, o problemă cu câinii vagaboni. Am reușit să găsim o firmă să ne adune câinii vagaboni. Aici știu că e un da, dar știți că ne ia de câine? Cât ziceți de câini? 7.000 mani de câini. Da, dar problema să venim cu un subiect care m-a ținut mai de mult să-l aduc în atenție, că sunt vreo două focare așa puternice. Ca orice problemă are o cauză. Cineva îi și întreține. Ca toți și șobolanii. Stau acolo unde au de mâncare. Când nu mai au de mâncare, pleacă. Trebuie să o rezolvăm puțin. Că ei vor mai fi. Deci. Sunt așa. Anumite persoane care le aduc mâncare, este un focar, dacă îl pot numi, în stație de așa, care vine, coboară de mașină, ți-a aduce mâncare. Deci trebuie înțeleasă situația și mila e milă dacă vezi că îți fură pasărea din curte peste gard sau așa, sau când, Doamne ferește, să atacă un cetățean. E adevărat că m-a atacat și pe mine, să știți, aici. Păi cam la 11 noapte, 10 noapte de la primării și erau 6 câini și m-au atacat. Am aruncat pentru 30 de câini, zice, 200 de milioane să-i adunăm. Puțin, să vedem. Dar nu, eu cred că și cu bani mai puțin s-ar putea. Acum nu zicem că dacă e nu sunt chestii care le putem discuta separat. Dar important e să soluționăm problema asta, că ei tot vor veni. Sunt anumite mașini care îi lasă pe traseu, ia de la Onești și mută aici, sau de la Bacău și aduce aici. Și dacă vor fi persoane binevoitoare cărora să li se facă milă, domnule, că e și câinele așa, să și le ia acasă și să înlege, să răspundă pentru ea. Facem o hotărâre, sunt mai multe persoane, nu? Că sunt trei focare de genul ăsta. Sunt pe aici, sunt pe acolo, eu sunt aici, pe acolo. Eu, Luga, care aduce, știți cine? Da. Are și pisistul la bil, pe acolo. Da. Referitor la puntea care v-a întrebat Nelica, nu o să scap. Da, puntea. Da. Cum să facem? Facem un proiect, tot cum trebuie proiect pe drumul național, tot de un proiectant. Trebuie cu avizii de la Domnul Național. Păi, să pun două lemne cu punte. Exact. Nu mai înțeleg ce e la barcodă. Eu am mai venit cu propunerea. Nu se poate face în metalică una? În metal, domnule. Metalicul iată, mai jos, mai scăpare de drum. Îți trebuie proiect, îți trebuie verificator de proiect. Da, rog, punem această punte de apic din metal ca și o capă. Stă frumos, îți pui cu zăbrele ca să treacă. Dacă vine cineva, am pus o provizoră până când o autorizează. Da, facem-o două funde atâta. Când o autorizează. Deci te duci pe lista de investiții, te duci foarte greu. Eu nu zic că nu ne-a costat. De exemplu, puntea de la Cazul de la Fusărară, da? O punte de aia. Da, o punte de aia, 300 de milioane. Noi am făcut-o așa. Da, o punte a făcut-o albă, o 300 de milioane. Ca să o faci tot. Distanța mică nu e așa mare, că dincolo din șanț, ori în parte de la deal, ori în parte de la mare. Noi găsim o soluție provizorie așa de compromis. Pentru, pentru oameni și acum, de ce să nu recunoaște? E frumos, dar e frumos, eu știu că este. Chiar dacă undeva, să zicem că e cam rușinos, că pe acolo, întotdeauna, cei mai puși la pericol sunt ăștia care consumă mai mult decât ar trebui. Și ăia sunt cei mai expuși la pericol. Mai, și dacă nu mai ies, dacă nu mai ies în șosea, dacă nu mai ies în șosea, da, ca trebuie și pe acolo, mai departe. Este,
zic eu, dacă după cum vedeți bugetul, s-a împărțit pe bucățele și acolo, și acolo, și acolo, nu s-a ținut. Da. Spunea Ionela Catrană, doamna contabilă, domn primar, tu de pe investiții mari, da, dacă necesită și aici cheltuieli. Anul ăsta putem să începem cu proiectarea, dacă e cazul la contează. Da, o să fac un proiect, pe reparații, deci să fac pe reparații. Deci să fac, nu vreau să mă duc pe proiecte, pe aia, e foarte greu. Pe reparații, să fac o punte, pe reparații, punte, la, de la podul la Vecești nu mai rămas nimic. Rămas, dar trebuie să ducem în alte zone. Știți ce o să facem? O să cumpăr niște profile, da. Țiepi sau... Eu am țiepi, da, țiepi mai am la Vecești. Dacă aș putea să sudez acele țiepi, dar îmi trebuie un sudor... Să pot suda niște. Da. Deci să sudăm acele țiepi și cu... Da, da, să țin doar și de-aia. Alte întrebări, vă rog frumos. Suntem la vot? Cine este pentru? Liber? Împotrivă? Abțineri? 100%. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Sângulien pentru anul 2018. Inițiator, primarul Comunei. Acum, spre vizia mea și vina mea, acest rezultat al inventariei generale trebuia făcut puțin mai în urmă. Nu s-a făcut din două motive, să zicem. Noi am transmis dare de seamă pe o anumită valoare. Pe contabilitate mi-a ieșit altă valoare, pe evidența doamnei Lidia, altă valoare. Și toate valorile trebuiau să bată. Și a lucrat doamna Lidia cu doamna contabil o lună de zile să vadă unde pot modifica conform legii ca să cădem pe același sumă. Era o diferență foarte mică. Și problema a fost nu de greșeli, că nu au fost greșeli, anumite facturi au fost plătite pe obiecte din inventar și nu pe mijloace fixe. Și dau un exemplu aici. De exemplu, la căminul de la Coman am cumpărat perderii respective. Valoarea perderilor a fost, dau un exemplu, 200 de milioane. A fost 200, dau un exemplu. Eu trebuia să mă duc, m-am dus pe mijloace fixe. Nu trebuia să mă duc pe mijloace fixe. Trebuia să mă duc pe obiecte din inventar, mijlocul fix însemnând ceea ce depășește 2500 de lei. O perdea nu costa 2500 de lei, costa 5 milioane. Și trebuia să mă duc pe obiecte din inventar și precizam. 5 perdere înmulțit cu 5.000, 25.000 de, de lei pe oameni. Și noi ne-am dus pe mijloace fixe pentru că nu erau banii pe sub capitolul ăla să putem plăti și acum mi-a fost mult mai greu. Rezultatul inventarului generale a naturii activă la sfârșitul anului. Cine l-a studiat, dacă nu, ce este în inventarul lui. Întrebări pe atât. Spune la vă. Cine este pentru? Încă punctul 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Comunei Sândulene asupra feței de 1335 metri pătrați aflate între vilanul satului Sândulene, Comuna Sândulene, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. În medii deosebit îl aveți dumneavoastră cei care au fost în Consiliul Local în 2010-2012, adică domnul Dumitru Vasile, când a făcut diminuare de izraz. S-a făcut o diminuare de izraz exact, ok, o diminuare de izraz pe toate zonele. A fost probabil ultima dată când aceste diminuări de izraz s-au făcut prin ordinul prefectului. Diminuările de izraz pot fi făcute acum prin hotărâri de guvern. E o situație mai grea, iar diminuarea pe izraz, domnul Dumitru Vasile a făcut-o pe o suprafață foarte mare și acum pe o suprafață foarte mare unde ne permite să jonglăm. Că dacă nu ar fi făcut-o pe această suprafață mult mai mare, probabil a gândit-o el deci, în modul ăsta, nu a fi putut nici acum finaliza puțurile de la alimentarea cu apă. Ce vreau să spun?
Trecerea din domeniul privat în domeniul public a suprafeței de 1335. Unde este grădinița la dumneavoastră acum, unde se construiește grădinița, avem 79,52 de metri lățime, 79,52 lățimea grădiniței. Dumneavoastră ați făcut ridicări topo pe o, mai mult, pe 85-86 de metri. Am făcut cadastru pentru construcția grădiniței pe 3000 de metri pătrați. Se constată acum că virgul grădinița trebuia mutată de la drumul județean. Drumul de la drumul județean față de șans era pusă la 2 metri. Ei, am mutat-o puțin mai în față, 6 metri, și suntem exact la limita celor 35 de metri. Da? În spate, conform cuvântului, nu avem 50 de metri. Diminuarea peisajului în fața totală există, nu avem pe zona aia. Trecem din domeniul privat la domeniul public, suprafața de 1335 de metri, parcă 1335, suprafața din spatele... La 50 de metri în spate. De la, până în 50 de metri. 50 de metri până, e este erau, la 50 de metri în corp. De ce facem asta? Pe zona respectivă, 12 metri sau 15 metri, în spatele grădiniței putem să facem un loc de joacă pentru copii. Locul de joacă pentru copii era în partea lui Mihai, cum cheamă, Radu. Și este un teren micuț de fotbal, de joacă pentru copii 20-30, un teren micuț. Ei, prin extinderea, întregea domeniul privat, domeniul, avem 4-50 de metri. Deci pe zona respectivă pot să construiesc un teren de fotbal, mini fotbal, deci 42 de metri pe 21 de metri. Iar în partea stângă, având o lățime, putem să facem locul de joacă pentru copii sau pălăturile de copii. Avem și în partea asta un teren mare de fotbal pentru tineri, iar în partea asta locul de joacă pentru copii. Deci trecerea din domeniul privat în domeniul public, asupra afecției, 1335 de metri. Spune-mi la văd. Cine este pentru? Împotriva, cine? Aici o să vă prezint și la asta, să mi-aduceți aminte situația care a făcut-o foarte bine Dumitru Vasile în momentul respectiv. Da, punctul 4. Un proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a conținutului raportul de control privind principalele aspecte ce s-au descris în urma controlului de fond efectuat la unitatea administrativ-teritorială Sângulet, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Aici o să vă prezintem mai multe, domnul secretar, că dumneavoastră s-a ocupat de acest punct. Sunt anumite puncte de rezolvat, dar puncte minore și puncte care nu afectează bunul mers al instituției noastre. Dar bine, ce se deschide din proiectul ăsta pe de data a organizat o, ca și o dispoziție de asta? Da, că ăsta vi s-a transmis. Deci, punctele de control au, deci, au prevăzut cam vreo, au fost vreo 12-15 puncte de control. Din urma controlului are ieșit în felul următor. Deci trebuie actualizată o dispoziție vis-a-vis la persoana de pe SVSU. Mai trebuie o dispoziție vis-a-vis de combaterea birocrației și după aceea se fac un avizier special unde se afișeze procesele verbale ale cerințelor. Deci cu toate că sunt afișate pe site, trebuie ca să fie deci, avizier special. Asta. Deci asta e de informare. Da. Cine este pentru? Pentru acela. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii de informare. Da. Nu la punctul ce se întâmplă. Da, da. Achiziția de servicii de informare, promovare și publicitate, activității Consiliului Local Sângulet, precum și a diferitelor evenimente culturale și sociale desfășurate pe raza comunei. Inițiator primarul comunei. După cum știți, am avut un contract cu o televiziune, s-a expirat contractul cu televiziunea respectivă pentru renovarea contractului cu societatea respectivă sau cu altă societate, trebuie să aprobăm achiziția de servicii de informare. Cine este pentru?
împotrivă, abține. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru micii funcționali de capacitate mare cu 3 axe, cu tracțiune integrală 6-6, marca MAN, inițiatorul primarului comunului. Aici, la acest calcul, am avut o experiență. Prima dată am considerat-o negativă, dar acum o consider pozitiv. În sensul că acel consum de carburant a fost studiat și am întocmit o notă de expunere pe calcule pe un ordin din Republica Moldova. Eu nu mi-am dat seama că e Republica Moldova. Cum mi-a adus ordinul, eu am citit și am verificat ordinul Moldova. Și am văzut că este din Moldova. Zic, mă, Ticu, dar mi-a adus din Moldova? Și m-am luat pe legislația românească. La moldoveni, creșterile sunt de 10, 20, 35% până la 50%. Creșterea de consum de carburant pentru autobasculante. Deci, până la 50%. Pe legislația românească, nu este până la 50%. Este de la 1 până la 1,6. Adică, aproximativ 1,6 reprezintă 60%. Ei reprezintă, scriu 50%, la noi 1,6. Noi am achiziționat și am întrebat și le-am sunat și prin Nea Ioșa. Țineți minte pe MAN, pe mașina MAN care pentru gunoi, autobunoiarea pe care am avut-o, am dat o hotărâre de consiliu local pe un anumit consum de carburant. Și l-am sunat pe Nea Ioșa, l-am sunat pe Magdra. Nu există un consum continuu, stai. Nu există un continuu. Mai mult de atât, mi s-a spus și de Nea Ioșa, și de Liviu Catană, și de Magdalena, mașinile care iau 6-6 consumă mult mai mult. În momentul când cuprez 6-6, consumă mult mai mult. Chiar și pentru chiar și pentru că acționează anumite. Spune, am fost la Sibiu. Nelu a fost la Sibiu. Cât credeți pe drumul întins a luat mașina MAN, goară, fără greutate, până la Sibiu? Are filmat. 43%. Deci goară până la Sibiu. Fotografia. Am făcut un calcul pe motorina consumată, pe kilometri făcut și pe motorină. Adică, domnule, e 43. Hai să vedem câtă motorină am achiziționat, cât mai ai în rezervor. Cât ai consumat? În rezervor îmi spune că are 3 sferturi de rezervor. 3 sferturi. Un rezervor are 300 de kilograme. Îi zic, mă, dacă ai 3 sferturi, înseamnă că ai 200 de litri, zic și eu. 200 de litri. Și am făcut. Mi-a ieșit cu 46% consum până acum. Deci, pe drumul întins la Sibiu meu, a 43, pe interior aici 46, dar pe cei 43, acum eu vin cu propunerea. Nici 43, nici 46, e multe, puțin. Sorin nu prea este de acord cu 46, chiar are dreptate Sorin. Și îmi spune așa, domn primar, eu când mă duc cu spatele, ne-a Ioșa, mașina nu înregistrează când merge cu spatele. Păi normal, cum să înregistrează? Vedeți? Deci eu când mă duc pe râul Ustului, pe zonile alea cu spatele, nu înregistrează kilometrajul. Nu. Dar condițiile astea de lucru se dau la oră, nu? Consumuri la ore. Nu, este la kilometri. Chiar și la lucrurile la lucrurile astea mă rupesc acolo. Nu-i la ore, nu-i altceva. Pe urmă, am întrebat pe Maldrat și ne-a eu jumătate. GPS pe rezervor. GPS pe rezervor, cât consumă exact. Îmi spune, basculările, domn primar, matam dai. Basculări. Eu nu mă duc pe o singură basculare. Eu mă duc, basculești aici și acolo, de 10 ori basculești, deci 5-6 ori. Merg în spate? Nu. Eu am propus 50%. El zice 55%. Eu, parcă mi este teamă să mă duc 55%, care și el dreptate. Acum dumneavoastră decideți, mergem pe 50 și să vedem ce se întâmplă. Mergem pe o, că nu știu ce să spun. Eu v-am prezentat exact situația. Nea Ioșa a fost șofer GGRI mașini. Cât consumă GGRI? GGRI cu ele, tot așa. Deci indică GPS-ul consumul mers în jur de 40%, 38-40%, dar în staționare mai 200 de litri la un rezervor, 100 și ceva, ceea ce aruncă. Deci 50% e mult? Nu e mult. E mult? Foarte mult.
cartea timp. Mai ales că asta e și Euro 6, nu? Am văzut Euro 6 și mai Euro 6 puțin. Și da, de asta. Adică am avut și MAN la fel. Diferă consumul de la MAN la DAF. Dar totuși e Euro 6. 50 de ani n-am auzit niciodată. Caraba. Și 50 ce am consumat cu DAF-ul, cu 6-4. Păi mergeai până în osi, tragem balastieră și asta. Și da. Nu, 65, așa, în zonele celelalte 55, unii la 4 și unii. Și aceeași mașină. Eu am zis 50 pe zonă. Alo, Euro 5? Tot e Euro 6. Iar cu timpul, după a reveni la consum, acum și 9 și asta, până și 6, nu? Acolo, la câteva mii, consumul este cu 10% mai mult. Precizează 10%. Deci de ce se învechează, de ce consumă mai da. Mult? De ce nu, mai nu, mult nu, consumă nu mai mult? Ei, nu, nu, al de frate de Euro. Al de frate, mă amintit pe oară mă. Că sunt voi. Al de frate de Euro. Al de frate de Euro. Spune, la început consumă mult, până se rodează, se reghează și cu cât îmbătrânește după 5 ani, după 5 ani consumă mult. Să aveți și consumul de ulei mai mare. Acum, după... Eu pun bani pe 5, dar poate să mă așteptam. Așa zice registrația. După 5 ani îți dă consum de 10% mai mult. Lasă la 5 ani. Să dă scurs cu 50 de lei. Exact cum am făcut cu noierea. Am venit, am făcut odată, i-am dat 56, 76. Nu mi-a ajuns motorina. Și am venit. M-am dus până la urmă, m-am dus la 88. Acum... Dar cu asta cum am pățit? Nu tot la fel. Am o consumă mare, după aia a revenit. Dar mi-a dat un pic, un consumă 8%, dacă o conduc eu cum o conduc eu, un consumă sub 7%. Depinde de mărie, da. El era foarte supărat când i-a zis. Eu am făcut niște lucruri. Dar nu știți după ce ziceți dumneavoastră așa. Am dat un canis la acolo și atunci ceea ce vă atenți corect să simte și cu ei. Am făcut niște calcule în Excel, matematici, acolo, pe exact pe legislații, cu coeficient, cu tot, exact. Da? Și i-am dat un consum de 39. Da? Știți cât a ieșit corect consumul pe aia? 48. Când îi dădeam 43, cum zici tu, peste 43, când mă uitam pe forum, se ducea la 52 de litri. Acum eu chiar nu... Valer are și calculator la bă. Foarte mult și am înțeles și calculator pe super patine. Nu patine. Nu patine. Se are calculatorul mers, da? Când ești că e un motor, e fornici, da? Registrează și pe mergi. Nu, nu, ora. Consum mai puțin. Nu, nu, ora nu registrează. Un kilometru. Nu, ora. Un kilometru. Nu consumă, că e o consumă. Dar nu înțeleg, dar n-ai GPS. Îți dă 0,6%. Dar n-ai GPS. Dar n-ai GPS. Dar n-ai GPS. Deci când stai pe rog, n-ai nici indicator. Ca ora. Nu ține nimic, nu?
Nu ți indică nimic. Nu știu, la asta la cap. Nu, n-ar fi. Nu pot să-ți indic 060. Eu nu pot să plătesc pe loc. Eu îi plătesc la kilometru. Eu ne-am opăiești. 0,6, ai dreptate. Îți ia 6 ligami, sunt pe loc. Dar eu îl plătesc la kilometru, nu asta pe loc. Dar e logic. Păi bine, dacă a stabilit. Scuze. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării de la bugetul local a unor sume alocate punctelor, inițiator primarul comunului. Am introdus imediat acest punct ca să putem să demarăm lucrările de la Coma. Pentru că sunt... Și atunci am introdus acest punct doar dintr-un milar 600 decât 95.000 de lei. Restul sunt pentru celelalte biserici. Și sumele respective sunt în semestru 3, începând de 1 iulie. 95.000 de lei, 90.000 de lei sunt pe primul semestru. Și am pus doar aceste sume, 90.000 de lei, adică 95.000 de lei. Adică doar pentru biserica de la Verșești și biserica de la Coma. Dar celelalte sume de la 1 iulie. Care acum avem două posibilități. Ori aprobăm și acele sume, sau lăsăm la sumele astea care sunt disponibile acum. Și când e că... Și când e că... Pentru că ăla intră de la 1 iulie. În trimestrul ăsta am doar sumele care le-am precizat și necesitatea începe încă... La celălalt tipul când n-am prins nimic... Am prins, să știți, am prins. La Bentici 7.000 de lei și la Biserica Evanghelistă de aici am pus. Uitați, la biserica evanghelistă, 3.000 de lei pentru cine vor să toarnă ceva în spate. Am prins. A, de aia nu ieșeau 10.000 de lei. Nu ieșeau 10.000 de lei. Deci adventici și 7.000 de lei. Păi, mi-e la cală. Dar foarte bine, foarte bine. S-o putea la... Da, acolo la comanda acasă vedeam. Și de mâine am putea să începem lucrurile. Problema este următoarea. Este mult de lucru. Da, eu... Dacă... O să vă citesc puțin hotărârea de funcție. Aș vrea spus că eu să fiu cât își de corect. Și eu nu vreau să aveți nici dumneavoastră nicio problemă. La biserica de la Coma, fără nicio supărare, sau că am făcut lucrări fără să-i respecta un anumit tip de proiect. Eu sunt supus controlelor de la Curtea de Conturi, ISC. Eu nu pot să torn niște beton și proasă de Buzău, dacă nu am niște detalii de execuție semnate de proiectat. Toată lucrarea este imputată. Coma au făcut lucrări foarte multe, bravo că au făcut, este meritul părintelui și a celor din jurul lui, dar nu au respectat un proiect. Atât timp cât... Asta este. Deci, alocarea acestor sume către Biserica Coma sunt alocate doar în anumite condiții. Acolo unii necesită lucrări de autorizare. Adică nu vreau să am eu probleme cu registrația. Procurare pavere și borduri. Pe proiectul făcut de la Biserica de la Coma sunt liste de cantități semnate de proiectant, dar nu necesită verificator de proiect. Verificarea unui proiect se poate doar în momentul când avem beton și sârmă. Deci pavere și borduri. Acolo oricine poate număra bordurile. Câte borduri sunt? 30? Deci de ce ai cumpărat 50? De ce ai plătit borduri și pavere? Oricine poate număra metru pătrat la pavere. Deci pavere și borduri, intrarea principală. E ok? Ne-am dat. Deci material pus manoperă. Chiar dacă am pus manoperă, nu pot să plătesc manopera pentru niște lucrări atât de simple. Dar pentru borduri e puțin mai greu. Procurare material pentru pavare scări. Scările din față. Am liste de cantități, date de proiectant, nu necesită detalii de execuție de... Da. Sunt liste de cantități, date de proiectant și de arhitect, da? Nu necesită detalii de execuție. Adică nu vreau să am probleme cu legislația. Pentru că a fost o problemă cu betonul și a fost multe probleme și vreau să răspund ca să știți că n-am nimic de ascuns. Aș vrea să plătesc betonul eu, noi,
din bugetul local, dar s-a modificat proiectul. În sensul că orice beton punat într-o căpere se face, toți ați făcut construcții, Ionel spune, pe un strat de balasturi compactat de cât? 20 centimetri balasturi compactat și pe urmă betonul. La coma s-a turnat betonul pe pământ. O, fără... Nu faci umiditate? Cum să nu fac? Eu, dar nu am avut cine l-ați fundat. E compactat de 20 de ani de când din biserică. Pământul face ca realitate, ridică apa în sus. E ok, e ok, dar aveți dreptate. Dar nu s-a, deci nu s-a înțeles, nu s-a ascultat. Acolo toți sunt șefi, toți nu s-a respectat. În momentul când a spus, domnule, eu nu pot să pun, să dau beton atât timp când nu s-a, nici măcar nu s-a adus o placă de beton, că s-a scos pământul ăla, ca să-l bată pământul ăla. Nici măcar nu s-a, nici măcar nu a adus, i-am spus să ia de la Șalan, Șalan are un din ăla, un compactor, vai domnule, extraordinar, măcar, și așa, tot pământul ăla, Iulian are de frate domnul Iulian, ce face? Se va umfla în sus. Ca să știți. Nu, ridică umiditatea. Umiditatea, ridică sus. Dar și, și betonul se va ridica în sus. Pentru că nu are nicio formă. Dar cu cucina... E luată apă, e luată apă fluvială. Nu se mai întâmplă din urmă. Domnul Tiscăciu, ce vreau? Și s-a scos afară beton care a fost primit, care s-a cărat. Ok, eu nu discut. Procurare magură, pus manopel, construire al cap. Da? Procurare tablă pentru garduri laterale. Aici, la garduri laterale, părintele vrea să facă gard. Deci eu, în momentul când trebuie de detalii de execuție, nu pot până nu ai un proiect verificat de verificator. Dar tabla pot să vă dau. Adică să puneți ce vrea părintele sau procurare tablă sau alte materiale. Chiar, sau alte materiale. Vă ziceți. Sau alte materiale. Sunt modificate. Adică poate vrea părintele din altceva sau alte materiale. Nu. Lasă așa ca să sunt de-a voi. Sau alte materiale. Adică s-au alocat acei 70.000 de lei pentru acele lucrări care nu necesită autorizații de construcție. Nu, dacă gardul facem noi? Sau dumneavoastră? Deci încă o dată. Fundația. Nu, fundația în pământ. Da. Da? Necesită proiect și verificator de învegător. Orice detaliu de execuție. Spre exemplu, avem orice, oriunde tot beton, îți trebuie verificator de proiect. Detalii de execuție cu verificator. Asta. Da, asta. Așa. Adică, cimentul, ce mai aveți de pus acolo, aia, dar dacă părintele vine cu niște detalii de execuție, pe gard, mai mult de atât, gardul, necesitând detalii de execuție, trebuie să aibă autorizație de construcție pe gard. Ei, nu aia nu este greu. Dar asta nu e greu de obținut. Poate un certificat din urbanism, dăm, face un proiectel mic, dă primăria, nu e nicio problemă pe ea. Dar îmi trebuie plan și pe detalii de execuție. Asta nu e ar fi o problemă, două, trei săptămâni s-ar putea rezolva. În casă de până cu da, dar eu înțelegem. Nu înțelegem problemă. Adică vorbesc în asta, dar nu înțelege. Nu înțelege, dacă... Nu înțelege. Facem lucrări astea neoră ce sunt, când ajung la gaz, dacă mai rămân bani, nu cred că mai rămân, atunci vedem. Domn, sunteți atâția consilieri, vedeți... Cum, chiar așa de... Adică... Ce mai vreau? Bine, acum el trebuie să întocmească un proiect și ăla costă bani, mai trebuie verificator de proiect și ăla costă bani. Păi a plătit un proiect, 12 milioane, dar a respectat proiectul. Păi aici e problema. Tu vreau să îți respecti un proiect, dar ai 12 milioane și nu respecti proiectul. Deci mai mult de atât. Vreau, o să, săptămâna asta o să ne întâlnim cu părintele, o să-mi rămâne. Deci aceste sume de bani alocate de Consiliul Local vor fi coordonate, da? De mine, de părinte. Eu nu vreau să am probleme cu legislația. Adică am avut o probleme cu altarul. Din Gresie Neagră a schimbat-o Maro. Adică, de ce o schimbi Maro? Dacă tu ai zis Gresie Neagră tot ca, să, ca pe viitor să facem și altarul. Să fie în nuanță cu parchetul și cu... Da, dar vedeți dumneavoastră frumos. Frumusețea, chiar el a decis prima dată neagră și primul a schimbat-o el. În fine, deci nu are importanță. Bine, acum... Nu are importanță.
până la lui este administrator, acolo nu contează. Dar noi, părinte, da. Stabilez deci în Consiliul Bisericesc, nu li stabilim noi culoarea agresiei sau... Nu, nu, dar nu, stați puțin, că a venit atunci și a venit ăla care a pus magula, nu noi, nu l-am decis. Și am rămas de comun acord ca virgula altarul să fie cu negru, pentru că va fi extraordinar, magul neagră pe margine și albul tot. Și nu o schimbat. Și acum toată biserica este numai magul. Păi ce face? Toată biserica maloc, am băgat un maloc, este ca și o cameră unde ai mai mult de 3-4 culori. Doamna care filmează, dacă într-o cameră ai mai mult de 4 culori, deja este închisă. Ei, duceți-vă să vedeți cât este de închisă. Duceți-vă la biserică de la Buzurești, unde este totul deschis. Mergi la biserică la stufă de închisă. Chiar îl întreba pe părintele Doran. Părinte, ce pituri faceți? Voi să fie aerisit. Nu v-am filmat. Să fie aerisită biserica. S-a lăsat nu vine pe încălcat. Deci apar, am pus da. Nu vreau să spun bani și... Supunem la vot. Hai, cine este pentru? Împotrivă? Sunt pe George, dar nu vreau. Trecem la diverse. Totuși pentru gazul ăsta, haideți să facem o treabă adresă la furnizor. Și să vedem. Ce răspuns îți dăm? Legislația este legislație. Deci vedem în ce condiții. Facem un proiect și sau începem proiectul și nu ne încadrăm condițiilor. Legislația este legislație. Adică ei vin doar dacă se amortizează. Lăsăm să ne dea ceva de lucru pe alb și după aia mai discutăm. Dar dumneavoastră credeți că ne dă ei? Adică ne dă un răspuns. Știți că ne vom da seama când scoți la licitație și vezi că nu vin nimeni. Ne dă un răspuns. Da, toți ei trebuie să-ți dea răspuns de ceva noastră. Dacă i-am trimis o hârtie oficială, automat trebuie să dea un răspuns. Și oficial și eu. I-am încercat altceva. I-am încercat altceva sincer să găsesc una din acele 5 societăți. Să-mi fac o consultanță de beneficiu cost. Adică, pe ce zonă ar putea el să-și apropie cheltuielile. Exemplu, orice investiții de acest gen trebuie să duci prima dată la poarta omului și să-mi trebuie. Te racordezi la gaz? La codarea la gaz, vedeți, acum s-a scumpit și nu știu ce s-a scumpit. Înainte era 30 de milioane, acum e 60 de milioane. Aoleu, ei, vă rog să-mi spuneți și mie... Aia e de da, pentru dumneavoastră, dar cine se racordează acum 60 de milioane? 30 de milioane? Vă spun eu, foarte mulți. Întrebați, mergeți, îngheteți oameni pe mai ales cum evoluează lemnele, s-ar putea să stea din la prețul lemnului... Nu ai chiar de trilioane pruna pe lemn. Într-adevăr, e un efort foarte mare. Un efort foarte mare, dar e și dorință. Și sunt și posibilități. Dacă astea sunt condiții... Suntem o cea bună bătrânită. Eu mă spun, mama care are 80 de ani, fugea de la gaz. La Bărzărești, ce ne place? Toate casele astea nu sunt făcute de bătrâni, astea noi. Și sunt foarte multe. Procentual depășim 60%, cred. La o primă vedere, nu? Eu acum, o să-l apreciez pe Iulian Tepăduș pentru coritudinea unei fapte. Chiar dacă este de la PNR și eu sunt de la PSD, a văzut un banner care s-a desfăcut ață și ne-a sunat pe domnul vice spunând că s-a luat cu ață. Și chiar vorbeam cu dumnealui înainte de ședință, să știți faptele bune. Dar nu cred că s-a luat o ață, cred că l-a luat cineva da, prin oată, mijloc. Nu, 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 de aici de la școală? Nu, vin alea de școală. Și spuneam și unielor, vicere, domnule, uitați cum s-a întors. O faptă bună a fost răspătită tot cu o faptă bună. Deși noi am făcut ceva să fie ok, dar fără să știm că se va întâmpla acel lucru. Alte întrebări, vă rog. Ce se poate da pe restul, da? Alte întrebări, vă rog frumos. Nu se poate. Da, eu vă mulțumesc pentru atitudine și comportamentul dumneavoastră. A fost o ședință ok. Eu zic că am acoperit, cu toate că nu am acoperit toate solicitările, necesitățile.
Știu că unele persoane sunt supărate, dar vreau să spun așa. Acel proiect pe fonduri europene care este depus, nu putem niciun metru să punem pe acel proiect pe fonduri europene. Ionel, spun că e supărat. Nu pot să spun niciun eu măcar, metru. Nu măcar spune Petri. Petri își spune, Ionel. Măcar Petri. Deci nu pot dar Petri. Petri și-am spus și eu, nu repuși. Se vine cu de ochi. Dacă nu vine canalizarea, nu vine. Măcar Petri. Apa este, apa este. Apa bine. Bine. Dar și canalizarea. Da, mulțumim frumos.